Sâmbătă, în jur de ora 7 dimineața, o fabrică de ciorap de la marginea municipiului Roman a luat foc. A fost nevoie de intervenția tuturor mașinilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Roman. Proprietarul s-a ales cu o pagubă de ordinul zecilor de mii de euro. O hală de peste 4.000 de metri pătrați a rămas fără utilajele de confecționat ciorapii. Materia primă din pod și din incint a fost făcută scrum. Doar câțiva saci au fost salvați. Este posibil ca incendiul să fie izbucnit de la un bec uitat aprins, de la care a luat foc tavanul fals, dar pompierii încă cercetează cazul. Dacă proprietarii aveau clădirea și bunurile asigurate, mai pot recupera ceva, dar dacă nu, atunci vor suporta singuri reparațiile. În contextul în care tot mai mulți agenți economici merg tot mai greu din cauza crizei financiare, doar astfel de necazuri mai lipseau.